Salutare, oameni buni, sunt Natruc the Great. Astăzi, pentru ziua de marți, 25 august, o să fac un bilet la pariuri. Din fotbal, astăzi oferta este destul de slabă, sunt două meciuri în calificări Champions, din calificări Europa League. Meciul de calificări în Europa League este foarte ciudat. Am ales din Champions League în calificări meciul Tirana cu Steaua Roșie. Steaua Roșie din Belgrad, din Serbia, campion acolo aproape an de an. Este evident o echipă care serios investește și se ocupă de fotbal, e foarte serios la ei proiectul ăsta de la Steaua Roșie. Tot timpul își propun să ajungă în Champions League în grupe, au și ajuns anii trecuți, au fost o echipă bună, puternică la început, ieri iar altele au sese și cota 1-5. Acum are 1-22 la victorie, Tirana din Albania nu este o echipă cine știe ce, Albania se știe, nu prea au ajuns echipe albaneze în Champions League. Au jucat în primul tur de calificări Champions League cu Tbilisi, a bătut 2-0. Steaua Roșie au jucat în primul tur de Champions League 5-0 cu Europa FC. Steaua Roșie e destul de puternică, are clar o echipă mai bună, dar probabil că și Tirana se vor mobiliza să stea în defensivă, probabil. Dar cred că Steaua Roșie va marca, o să joc. Steaua Roșie marchează 1-3 goluri pentru a acoperi un eventual 1-1. Dacă bate Steaua Roșie Belgrad, nu cred că va da peste 3 goluri. 3 goluri la cotă de 1-35. Apoi următorul meci din tenis se joacă în zilele acestea, turneul la Cincinnati. El se ține de fapt, turneul Western and Southern Open se ține în New York, fără spectatori. Sunt câțiva jucători în care putem să punem încredere, cum am zis, Medvedev, Djokovic, poate Kachanov, sunt jucători foarte puternici, dar în rest mulți jucători buni de top 5. Uite, de exemplu, Tsitsipas, un jucător tânăr, un jucător care a arătat extraordinar și în 2019, deja a jucat la un nivel foarte înalt, făcând meciuri de la egal la egal cu Federer, chiar și cu Djokovic, chiar învingându-l pe Djokovic și pe Nadal l-a învins chiar pe zgură. Deci acest jucător este un super jucător, a ajuns în top 4 mondial. Isner, un jucător mai în vârstă, 33 de ani, nu sare, cred că Tsitsipas va câștiga fără probleme, o să joc 2 solis la 1.30. Și din astea două avem 1.75, dacă ar fi să mai alegem un meci pentru Berrettini cu Opelka. Opelka e un jucător puternic, înalt, care servește foarte tare. Dar Berrettini a avut deja rezultate foarte bune, locul 8 în lume, a fost în sferturi, în semifinale de turnee de Grand Slam, anul trecut la US Open, jucător și el cu servicii foarte bun, dar are variație ceva mai mare decât Riley Opelka, care este foarte cu serviciul cu primul servă, dar eu vă juca minim un set pe Berrettini. Kachanov cu Bautista este un meci echilibrat, am zis că Kachanov mă bazez pe el, că ar putea să fac rezultate bune anul ăsta, în viitorul sezon, în 2000. Acum joacă cu Batista, cu un meci echilibrat, nu o să parie nimic. Bun, cam toți, acestea sunt cele mai sigure meciuri. Și mai e un meci la fete, tot la Cincinnati, pe jucătoare care au o cotă un pic mai mare. De exemplu, ați putea încerca pariul single pe Vera Zvonareva, o jucătoare care, într-adevăr, are o vârstă mai înaintată, dar pare că a venit într-o formă bună, a câștigat 4 meciuri aici la turneul ăsta venit din calificări. Johanna Konta, o jucătoare rigidă uneori, uneori care, în ultima vreme, a avut chiar accidentarea la gleznă și tot și-a bătut pe Venus Williams, Bernarda Pera, dar pariul pe care îl pun lângă biletul cu cele 3 meciuri în continuare, ca cu Jastremska. Jastremska a avut adevărat victoria cu Venus Williams, chiar dacă a avut o accidentare la gleznă, apoi a avut pe Bernarda Pera. Osaka însă este de un alt nivel, a câștigat titlul de Grand Slam, pariez pe Naomi Osaka la cota de 1.35. Naomi Osaka poate să contracareze jocul ăla puternic al lui Jastremska. Aceste 4 meciuri facem un bilet de cotă 2.91. În rest, pe lângă, am zis, ar putea încerca pe McHale, că va câștiga meciul, sau pe Vera Zvonareva 2.30 și chiar și Serena Williams cu Maria Sakkari. Ați putea încerca pe Maria Sakkari. Serena Williams a jucat 4 meciuri acum în perioada asta de când s-au reluat turneele și Serena Williams a pierdut set de fiecare dată. Așadar, cu Maria Sakkari, jucătorul top, ar putea să pierdă și meciul. Mersi de atenție, baftă la pariuri!